Ieri localnici din comuna Brastăvâț au fost șocați să descopere cadavrul decapitat al unui tânăr. Aceștia au sunat îngroziți la 112. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, dar și medicina legală. După cercetări, capul a fost găsit sfâșiat de animal la câțiva metri de trup. Tânărul obișnuia să plece de acasă și să-și petreacă nopțile în mașini abandonate sau clădiri în paragină. În primă instanță, oamenii legii au crezut că acesta avusese sfâșiat de animale și asta i-ar fi cauzat decesul. În urma cercetărilor, însă, situația s-a schimbat la 180 de grade. S-a stabilit că a fost omor. În fapt, s-a reținut că în noaptea de 12-3, suspectul a exercitat acte de violență fizică asupra unui minor în vârstă de 13 ani din localitatea Brastăvâțu. Inițial aplicându-i o lovitură cu pumnul în zona feței, apoi aplicându-i o altă lovitură, însă cu cuțitul în zona gâtului, care a și condus la decesul victimei. Medicii legiști au făcut lumină în acest caz. În urma necropsiei, aceștia au descoperit mai multe leziuni provocate de lovituri. De asemenea, s-a stabilit și modul în care adolescentul a fost ucis. Autorul, un tânăr de 20 de ani, i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnul. Apoi acesta l-a înjunghiat cu un cuțit în zona gâtului. Cadavrul a fost însă descoperit în dimineața zilei de 3 octombrie de către localnici și fiind supus examinării de către medicul legist, s-a constatat că moartea a fost cauzată de leziunile aplicate, de loviturile aplicate de către suspect, însă cadavrul decapitat a fost găsit în apropiere, decapitarea fiind produsă de acțiuni de natură animală. Procurorii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitatea modului în care s-a produs tragedia. Rămâne o enigmă motivul crimei, dar și cum a ajuns la marginea satului. Autorul oribilei crime a fost reținut pentru 24 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă să stea ani buni după gratii pentru omor.